Bun găsit tuturor! Iată, astăzi este vineri, este ora 16 și, ca de obicei, așa cum v-ați obișnuit, avem Student Focus. Tema emisiunii de astăzi este școala de vară din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, pentru că liceenii se pregătesc încă din timpul liceului să vadă ce direcție trebuie să aleagă în viață. Pentru lucrul acesta, Universitatea din Sibiu le-a pregătit o grămadă de variante, de workshop-uri, la care ei pot să vadă cum e să fii student. Pentru prima parte a emisiunii o să am două invitate și o să le spun bun venit doamnei profesoare universitar dr. Livia Ilie, prorector al Universității Lucian Blaga din Sibiu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație. Ancăi Șerban, doctorand, coordonator al studenților voluntari. Bună ziua, bine ai venit, Anca. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Astăzi trebuie să vorbim. În emisiunea anterioară discutam cu reprezentanții Centrului de Coordonare de Orientare Vocațională despre faptul că această orientare vocațională ar trebui făcută încă din liceu. Ei ne-au prezentat varianta studențească, pentru că studenții chiar și în facultate încearcă să-și orienteze gândurile și mai ales cariera. Și iată, acum ne îndreptăm exact către liceeni. Doamna prorector, vreau să-mi spuneți mai multe detalii despre ce înseamnă această școală de vară. Școala de vară Alegeți Cariera Smart, pentru că are și un titlu, zicem noi, frumos și care sintetizează foarte bine ceea ce ne-am propus cu această școală de vară. Este un proiect al universității noastre, din cadrul unui proiect al nostru mai larg, în care încercăm să ieșim puțin din turnul nostru de fildeș către mediul extern. Și mediul extern, din punctul nostru de vedere, are două componente. Este zona, să spunem așa, mai tehnică, a val și a munte. Este zona preuniversitară, de acolo de unde ne vin viitorii studenți și, bineînțeles, este zona de angajatori, acolo unde absolvenții noștri vor performa ulterior. Sau poate chiar din timpul facultății. Absolut din timpul facultății, cel puțin în zona de internship-uri, de stagii de practică și așa mai departe. Misiunea noastră principală, dincolo de cercetare, dincolo de un rol activ pe care vrem să-l jucăm în comunitatea din care facem parte, este o misiune, în primul rând, de educație. Și asta înseamnă că încercăm să pregătim specialiștii de mâine pentru societatea noastră. În ce fel mai exact se întâmplă această pregătire? Pentru că înțeleg încă din timpul liceului, le arătați cum este să fii student. Păi exact aici asta, zic eu, cheia succesului, pentru că a avea specialiști performanți ulterior, trebuie să avem câteva ingrediente. Evident că trebuie să avem profesori foarte buni, dar trebuie să avem și studenți foarte buni, studenți motivați, studenți care și-au ales drumul corect în viața profesională și, evident, trebuie să avem programe adaptate cerințelor pieții muncii. Din acest motiv, practic, universitatea înțelege că trebuie să își îndrepte atenția și către zona preuniversitară și trebuie să colaborăm cu colegii noștri din preuniversitar pentru a orienta copiii. Mai exact, reprezentanții Universității Lucian Blaga din Sibiu arată liceelor, nu doar din Sibiu, înțeleg, ce se poate întâmpla în universitate. Spuneți-mi, ce liceeni pot să beneficieze de această școală de vară? Școala de vară Alegeți Cariera Smart se adresează elevilor de liceu, cu precădere cei care absolvă clasa 10-a, respectiv a 11-a, mai puțin cei de 12-a, pentru că ei deja în iulie vor fi aproape studenți. Și deja ar trebui și să deja știe. Știu ce și-au ales. Deci dorim să intervenim cu un an, doi ani înainte ca ei să-și definitiveze drumul pe care doresc să-l urmeze. Și din această perspectivă ne-am gândit că ar fi util pentru elevi, indiferent din ce județ vin. Noi adresăm școala aceasta de vară la nivel național, cu accent pe bazinul nostru de recrutare, aproximativ 8 județe în zona de centru. Și încercăm să oferim un context plăcut de vacanță, pentru că este o perioadă de vacanță, dar în care să-i punem în contextul diverselor profesii. Foarte mulți elevi nu au idee pentru că fie nu au șansa, să spunem, în perioada lor de liceu să testeze, să vadă ce se întâmplă, de exemplu, într-o sală de judecată sau ce se întâmplă dacă ai fi medic sau ce se întâmplă într-o companie sau ce face un jurnalist sau un prezentator de știri.
Și atunci ceea ce ne dorim este să-i aducem în universitate și cu ajutorul studenților noștri și cu ajutorul cadrelor didactice să desfășurăm activități prin care îi punem în contextul profesiei. Deci nu sunt cursuri, nu sunt teste, nu examinăm, este o activitate de vară în care practic testează diversele profesii și avem o paletă foarte largă pe care o putem oferi la universitatea noastră. Prin urmare, este o săptămână activă în care dezvoltăm și competențe și încercăm să-i orientăm spre o carieră potrivită. E important ca ei să știe de dinainte ce carieră vor să urmeze sau este important ca ei să afle și când vin la școala de vară, poate alte variante la care nu s-ar fi gândit? Exact asta este ideea. Prin programul foarte dens pe care îl avem și diversitatea de ateliere, ei practic sunt puși în fața unor profesii de care poate nici n-au auzit, nici nu s-au interesat, nici nu știu neapărat că există și atunci probabil că nici nu și-ar fi pus problema să aleagă profesia respectivă, deși poate să fie o variantă foarte bună pentru ei. De ce credem noi că este foarte important și de aceea, așa cum am gândit noi școala de vară, am gândit-o începând cu o activitate în care am chemat angajatori, oameni de succes, ca să le povestească acestor tineri. Și, în principiu, din câte întâlniri am avut cu oameni de succes de-a lungul carierei mele, inclusiv cu întâlnirile pe care aceștia le-au avut cu studenții noștri și cu elevii, mesajul lor este unul destul de simplu. Ca să poți să fii performant, indiferent ce profesie îți vei alege, trebuie să o faci cu pasiune. Trebuie să-ți placă ceea ce faci. Pentru că viața profesională înseamnă niște zeci de ani. Nu ți alegi o meserie pentru un an, pentru o lună, pentru trei, nu e o chestiune așa de vară. Este o alegere pe care în principiu o faci pentru foarte mulți ani și cel mai bine este că atunci când te duci la locul tău de muncă să te duci cu plăcere. În felul acesta doriți să intrăm astăzi, pentru că performanța se poate face doar din plăcere, doar făcând... E mult mai ușor să faci performanță dacă ceea ce faci, faci cu pasiune, dacă ți se potrivește profesia respectivă. Putem să admitem că poți să faci și performanță chiar dacă nu e ceea ce ți-ai dorit foarte mult și printr-un efort susținut nu exclud faptul că se poate face performanță, dar cred că faptul că petrecem atât de mult timp la locul de muncă, indiferent ce înseamnă acesta, cred că e preferabil să facem lucrurile cu pasiune. Și atunci, angajatorii de obicei și acești oameni de succes care vin și le vorbesc chiar în deschiderea școlii de vară, cam asta este mesajul. Trebuie să testăm din timpul liceului, să vedem ce înseamnă diversele profesii. Ne pot îndruma părinții la un moment dat. Hai să facem medicină sau hai să facem drept. Dar elevul trebuie să știe exact trebuie să știe ce presupune, că sună foarte frumos orice profesie, dar până nu te lovești de ce înseamnă acea profesie și practicarea ei, profesiei respective, este mai greu să știi dacă ți se potrivește. Bun, vorbim astăzi, chiar dacă este atât de devreme, de vară, chiar dacă este atât de înainte de vară, despre școala de vară, pentru că înțeleg că pentru 2014 deja s-au deschis înscrierile. Spuneți-mi tehnic în ce perioadă se pot înscrie liceenii, de peste tot din țară, înțeleg, și mai ales cum pot să facă lucrul acesta. Am demarat deja pentru acest an înscrierile. Școala de vară va avea loc în săptămâna 14-20 iulie. Înscrierile se pot face până la sfârșitul lunii aprilie, respectiv început de iunie, 5 mai este termenul limită. După acest termen urmează un proces de selecție, de confirmare a locurilor și așa mai departe, astfel ca la sfârșitul lunii mai, în principiu, să avem grupul de elevi deja stabilit, pentru ca și ei și părinții lor să-și poată face planul de vacanță și să insereze școala de vară în acest plan și pentru ca noi să putem să începem să ne organizăm în detaliu pentru a-i primi. Deja organizarea începe să fie făcută și pe Anca Șerban nu am uitat-o nici de cum, ci din contră. Acum încep discuția cu tine, Anca. Știu că deja voi v-ați pregătit, pentru că anul trecut știu că ai fost coordonatorul echipei de voluntari. Spune-mi ce face echipa anul acesta, cu ce ați început pentru pregătirea școlii de vară 2014? Într-adevăr, după cum menționai, anul trecut am avut plăcerea de a coordona aproximativ 20 de voluntari, voioși, aș spune eu, din cadrul universității noastre. Anul acesta ne propunem să fim pregătiți pentru o serie mai largă de elevi.
În continuare încercăm să ne ocupăm în egală măsură de partea mai serioasă a școlii de vară, dar bineînțeles și de partea foarte distractivă, de partea în care chiar trebuie să ne apropiem de acești liceeni, să le arătăm și spiritul studențesc. Anul trecut, dacă aș putea să spun, aș consider că această școală a fost definiția practică a ceea ce înseamnă a îmbina utilul cu plăcutul. Am avut și partea aceea puțin mai serioasă în care, cum menționa și doamna prorector, au putut să vadă exact ceea ce înseamnă o anumită carieră, să spunem așa, și aici am avantajul mare, cel puțin pe care eu nu l-am avut la momentul respectiv, de a alege pe baza unui lucru concret, nu doar pe baza unor presupuneri. Și bineînțeles am îmbinat acest lucru și cu partea foarte distractivă, care cred că ne-a surprins pe toți cei implicați. Pune mai mult în ce a constat partea distractivă, ca să știm exact despre ce e vorba și mai ales liceenii să nu se gândească că e doar așa o idee, o discuție. Nu, chiar suntem preocupați să facem acest parteneriat între universitate, liceeni, noi ca voluntari, ca studenți și bineînțeles și cadrele didactice. Încercăm să le arătăm că relația aceasta este mai mult decât una pur formală, că putem să o ducem și la alt nivel. Și în ceea ce privește partea de apropiere, am încercat să le arătăm câte puțin din experiențele pe care le trăim noi ca studenți în viața de zi cu zi. Am încercat să facem și lucruri obișnuite, precum a ieși la o cafenea, a le arăta orașul, a vedea unde se pot întâlni pentru a povesti cu alți studenți, și partea de distracție puțin în partea de seară, să spunem așa. Bineînțeles, am încercat în tot timpul să ne distrăm în rând cu ei și să nu existe această separație clară între studenți și liceeni, tocmai pentru că suntem de vârste apropiate și sunt foarte aproape de a face această trecere și ar trebui să li se pară cât mai lină, pentru că așa și este. O să mai discutăm imediat, dar vreau să vorbesc acum cu cea care i-a primit pe liceenii de anul trecut și spun bun venit Cristinei Pârvu, bibliotecar, cea care i-a întâmpinat pe liceenii de anul trecut. Cum au venit liceenii? Cu ce speranțe, idei? Cum i-ați văzut atunci când au intrat pe poarta universității sau bibliotecii? Bună ziua! În primul rând vreau să vă urez bun venit în spațiile bibliotecii, pentru că emisiunea este aici în bibliotecă, această ediție a emisiunii, și ne bucurăm foarte mult să vă avem aici între noi. În ceea ce privește școala de vară, putem spune că viitorii studenți au luat primul contact cu biblioteca universității, ne bucurăm de acest lucru. Noi am venit în întâmpinarea lor oferindu-le un tur al bibliotecii, le-am prezentat fondul de carte, au fost entuziaști, au văzut cum se desfășoară o zi în bibliotecă, ce pot ei face, cum își pot utiliza, cum se pot comporta în bibliotecă, ce presupune să se afle aici, cum pot împrumuta cărți, cum le pot găsi și așa mai departe. Ne-am bucurat că ei și-au manifestat entuziasmul și credem că vor reveni și datorită bibliotecii, pentru că mult timp din studenție probabil își vor petrece studiind și pregătindu-și temele pentru cursuri. Sau cel puțin așa sperăm. Și așa sperăm noi. Mai ales că biblioteca le oferă un nivel foarte ridicat de tehnologie, de informație. Vreau să-mi spuneți acum foarte, foarte personal, cum au venit ei? I-ați petrecut și când au plecat? Să faceți o diferență între așteptările pe care le aveau, așa, la prima vedere, și ce a urmat după acele zile în care au stat la Sibiu? Ne-am ocupat de ei în principiu când au venit și ne-am ocupat de, să spunem, puțin și de pregătirea școlii de vară, în sensul că avem anumite colaborări cu mediul preuniversitar și cu bibliotecile liceelor și ale școlilor, și atunci am încercat, să fiind prima ediție, din câte știu, a școlii de vară anul trecut, ne-am implicat în sensul acesta pentru a-i atrage spre a se implica în ceea ce Universitatea Lucian Blaga a pregătit pentru ei aici, și atunci am fost și din punctul acesta de vedere oarecum la unison cu intențiile universității și cu ce s-a întâmplat la nivelul conducerii în sensul de a pregăti școala de vară. Iar aici, în bibliotecă, din ce am simțit noi, din cum am luat pulsul elevilor, ei
au fost interesați, s-au bucurat de, s-au întâmplat chiar și câteva dintre atelierele școlii de vară în sălile bibliotecii și reacția a fost una de entuziasm și de bucurie. Sperăm că aceste sentimente, să zic așa, să îi determine să revină aici în Universitatea Lucian Blaga. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru detaliile pe care ni le-ați oferit. Vreau să-i dați acum microfonul lui Florin, pentru că el este unul dintre liceenii care au participat anul trecut la școala de vară. Bună, Florin, bine ai venit! Bună! Spune-mi, te rog, la ce facultate vrei să mergi mai departe și discutăm apoi despre ce s-a întâmplat astă vară. Sincer, mi-a plăcut foarte mult la multe facultăți, dar m-am hotărât pentru inginerie. Erai deja decis când ai hotărât să vii la școala de vară sau ți s-a trezit interesul pe parcursul acesta? Eu credeam că este imposibil să ajungi la Lucian Blaga. De ce? Nu știam foarte multe și nu știam că pot să intru la buget și vreau să intru la buget. Și nu știam că pot să intru la buget. Nu știam mare lucru. Tu acum ce clasă ești? A 12-a. Și ești din Sibiu sau din altă localitate? Din zona Sibiului, Cisnădia. Din zona Sibiului și totuși nu știai aceste detalii. Nu. Spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat în cadrul școlii de vară din 2013 și ce atelier sau workshop ți-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult mi-a plăcut la științe economice. A fost un făcut joc de întreprindere. Joc de întreprindere. Și... Bun. Da, am fost pe primul loc echipa noastră și mi-a plăcut foarte mult și a fost faină ideea. Ai avut o funcție anume sau? Ne-am înființat o firmă și am primit un produs și să-l vindem cât mai bine. Dar tu nu ai avut o funcție anume? Nu, am fost pe echipă, toți am gândit, da. Bun. Și totuși tu vrei să mergi la inginerie, chiar dacă ți-a plăcut cel mai mult workshop-ul. Nu, mi-a plăcut la științe economice și mai mi-a plăcut și la drept, a fost foarte fain. Am făcut un proces simulat. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, îți doresc mult succes și să revii la Universitatea Lucian Blaga, pentru că, iată, ai variante și acum știi, presupun, toate detaliile. Mulțumesc! Vreau să vă invit acum pe toți să urmăriți un material de prezentare pentru școala de vară, care se pare că anul acesta este la a doua ediție. Vă spun încă o dată, înscrierile au început, așa că rămâneți cu noi, revenim peste două minute după ce urmăriți detaliile despre această școală de vară din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu organizează școala de vară la Sibiu. Timp de o săptămână vei face un exercițiu realist, cu ce poți practica la finalizarea studiilor universitare. Workshopurile sunt dintre cele mai diverse. Workshopul Cum îți planifici cariera te învață ce trebuie să ai în vedere în momentul alegerii unei cariere. Psihologia emoției, o lecție deschisă cu și despre emoții. Poți descoperi laturi și interpretări ale gesturilor. Înveți să îți gestionezi și să îți controlezi emoțiile. Joc de întreprindere, un workshop unde te învățăm cum să ai o firmă prosperă. Cei mai buni economiști din Sibiu îți dezvăluie secrete despre cum să conduci și să dezvolți o afacere. Exerciții de improvizație veți face în cadrul atelierului de teatru, unde veți descoperi un mod de a fi. Veți crea scene și scenarii. E locul unde se nasc talentele de mâine. Atelierele practice de matematică, informatică și inginerie nu sunt pentru oricine, dar cu siguranță elevii pasionați de științele reale vor adora aceste workshop-uri, care vor fi pentru voi experiențe de neuitat. Judecători, grefier, procurori, avocați, martori, inculpați, părți vătămate sunt doar câteva dintre rolurile pe care le puteți juca în cadrul unui workshop intitulat Proces Penal Simulat. Let's go advertising! Cine nu și-ar dori să fie măcar pentru o zi publicitar? Să conceapă, să gândească și să pună în practică o campanie publicitară. Veți simți gustul publicității. Aveți nevoie de imaginație și creativitate. Restul vă învățăm noi. Meseria de doctor, o pasiune, un mod de a trăi, dar nu oricine poate să facă față presiunii, stresului și efortului pe care îl presupune această provocare. Află dacă ți se potrivește. Urmează workshopul Prim ajutor smurt și vei găsi răspunsul. Public speaking este un workshop care te învață să vorbești fără frică în fața publicului. Secretele unui discurs reușit vor fi deconspirate. Vei ști cu siguranță la finalul workshopului dacă ai sau nu aptitudini de speaker.
Un workshop practic cu care te vei întâlni în cadrul Școlii de Vară de la Sibiu este Jurnaliștii Școlii de Vară. Acesta vizează selectarea unui grup de 20 de elevi care vor fi reporterii Școlii de Vară. Ei vor face fotojurnalism, își vor intervieva colegii, vor scrie reportaje, știri și comunicate de presă din interior, articole care vor fi apoi publicate în newsletterul Universității Lucian Blaga din Sibiu, Update. Nu vor lipsi din cadrul programului excursii la Păltiniș, Ocna Sibiului, Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, seri distractive, programe turistice și activități sportive. Locațiile vor fi diverse și interesante, de la laboratoare specifice fiecărui workshop propus până la acțiuni în aer liber. Mai mult decât atât, vei pleca acasă cu fotografiile, filmările și amintirile unei săptămâni de vis petrecute la Sibiu. Toate aceste materiale au fost posibile datorită echipei de studenți jurnaliști care au fotografiat, au filmat, ați văzut și dumneavoastră, și eu am astăzi alături de mine și pe Laura Șușa, cea care a filmat, i-a filmat pe liceeni peste tot, dar și la workshop-uri, i-a filmat și pe cei care s-au ocupat și pe voluntari. Laura, bună, bine ai venit! Bună ziua! Spune-mi, te rog, dacă a fost greu să lucrezi într-un astfel de ritm și mai ales cu o astfel de echipă atât de numeroasă. Trebuie să recunosc că a fost prima mea experiență de o așa amploare, dar nu regret niciun moment. I-am însoțit pe elevii liceeni la toate workshop-urile, că era mai cald, am rezistat și prin căldură, dar am meritat. Câți ați fost în echipa celor care s-au ocupat de filmat și fotografiat? De filmat am fost doar eu, m-a ajutat... Am avut sprijinul doamnei profesoare Corlăteanu pentru montaj, dar de filmat pe teren am fost eu. Aș vrea să vorbesc acum și cu doamna Ioana Bărbulescu, cea care i-a asistat pe liceeni, care i-a îndrumat, care a fost cu ei tot timpul și care a învățat foarte multe lucruri, dar până atunci, Laura, vreau să mai spui dacă pentru anul viitor ați pregătit ceva anume. Ceva special pentru liceeni, dacă te gândești din punctul tău de vedere, pentru că înțeleg că tot tu vei filma, nu? Dacă ați pregătit ceva deosebit. Deocamdată sunt mai multe idei, dar să sperăm că o să avem ceva mult mai concret până în momentul în care va începe școala de vară. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Vreau să vorbesc, așa cum vă promiteam, cu doamna lector universitar dr. Ioana Bărbulescu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Ați fost cu liceenii și cu voluntarii peste tot, am înțeles, i-ați urmat și i-ați îndrumat. Spuneți-mi, cum a fost pentru dumneavoastră experiența aceasta, pentru că înțeleg că oricum este nouă și pentru cadrele universitare. Spuneți-mi ce ați simțit în perioada aceea în care liceenii erau cu dumneavoastră și în grija dumneavoastră mai ales. A fost o perioadă, o săptămână activă, a fost o săptămână plină de energie. Ne-am simțit bine și noi ca și cadre didactice și ei, studenții, s-au simțit bine ca voluntari, iar elevii au avut parte de experiențe unice, pot să spun. Am împărțit studenții în 5 echipe, o serie din... Fiecare echipă s-a ocupat de câte un workshop, în așa fel încât la finalul școlii de vară a reușit să vadă lumina tiparului, o ediție a newsletter-ului universității, o ediție update, putem spune Young Journalist, i-am spus noi, în care elevii au scris fiecare câte un material despre workshop-urile la care au participat. Pentru ei a fost o experiență inedită pentru că au cules informația de pe teren cu ajutorul studenților noștri, au redactat textele, iar la final au plecat acasă cu o amintire, spun eu, foarte frumoasă, cu un newsletter pe care l-au putut arăta atât părinților cât și colegilor, reușind în acest fel să promoveze școala de vară și în același timp tot ceea ce s-a întâmplat la Sibiu. Am chiar aici ediția de atunci, din 2013, anul întâi, numărul 6, și aș vrea să vorbesc cu doamna prorector, văd aici, vreau să fiu antreprenor. Este unul dintre workshop-urile la care i-au participat, o să vă arăt și dumneavoastră, dar vreau să-mi spuneți mai multe detalii despre ce au putut învăța ei în cadrul acestui workshop și mai ales cu cine au discutat. Așa cum vă spuneam, am demarat școala de vară având drept invitații întreprinzători de succes, respectiv oameni de succes în profesiile lor.
Există un ONG care se cheamă Romanian Business Leaders. Sunt întreprinzători de succes care au înțeles cât de important este să discute cu tinerii încă din perioada liceului pentru a-i orienta. Mă rog, obiectivul dânșilor este în principal spre antreprenoriat, dar ai orientat spre o carieră potrivită. I-am văzut pe acești antreprenori în mai multe întâlniri, inclusiv cu studenții noștri, dânșii au participat la întâlniri și cu studenții și am considerat că este esențial să demarăm școala de vară cu aceste exemple, că până la urmă acolo țintim tot procesul de pregătire a unui tânăr, are drept obiectiv final să fie un specialist de succes în ceea ce și-a propus. Și nu numai, să știți că în ediția trecută a emisiunii Student Focus am discutat despre faptul că antreprenoriatul poate fi considerat chiar și voluntariatul din timpul facultății, chiar și aceste proiecte în care ei se implică. Absolut, acolo se vede disponibilitatea unui tânăr, dorința de a face ceva, de a se implica, partea de creativitate pe care o are și atunci acest atelier care s-a chemat Vreau să fiu antreprenor a avut 5 invitați, 5 antreprenori sub coordonarea domnului Dragoș Anastasiu și acești antreprenori prin exemplele personale, prin poveștile lor de succes și prin entuziasmul cu care au povestit și au captat și au implicat elevii și studenții noștri au reprezentat modele pentru acești tineri și cred că este un bun început pentru o școală de vară care are drept scop să-ți alegi cariera smart. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru că după 2-3 minute de publicitate revenim alături de elevii, studenții prezenți aici la Student Focus. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Bună ziua și bine v-am găsit, anii de liceu, iată, s-au sfârșit. Hai să vedem. Bună ziua și bine v-am găsit, anii de liceu. Iată s-au sfârșit încotro, să ne îndreptăm acum, fiecare merge pe al său drum. Șa-l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 a, ce bine că se termină școala. Șa-l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 a, facultatea este următoarea. Șa-l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 a, ce bine că se termină școala. Șa-l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 a-
Șalalala, ce bine că se termină școala. Șalalala, facultatea este următoarea. Noi o să încercăm să vă convingem că merită să veniți la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, la oricare din facultățile și specializările acestei universități și mai ales că merită să rămâneți în acest oraș frumos, însorit, minunat care e Sibiu. În afară de învățat, de chinuială, de toceală, de examen, de restanțe, sunt niște ani foarte frumoși pe care e păcat să nu-i petreci într-un mediu universitar. O să încercăm un exercițiu de dicție, să vedem pe urmă care ar putea fi tâlcul acestui exercițiu de dicție. Dragi elevi, dacă alegeți să veniți la Universitatea Lucian Blaga Sibiu, dacă alegeți să rămâneți în acest oraș minunat care e Sibiu și noi vă recomandăm să faceți acest lucru, puteți alege dintr-o multitudine de specializări. Aceste specializări sunt limbă și literatură, limbi moderne aplicate, științe ale comunicării, teatru, teologie pastorală, teologie didactică, teologie socială, drept, administrație publică, poliție comunitară, relații internaționale, științe politice, studii de securitate, istorie, patrimoniu, teologie protestantă, jurnalism, relații publice, sociologie, psihologie, inginerie industrială, inginerie mecanică, mine, petrol și gaze, inginerie și management, calculatoare și tehnologia informațiilor, inginerie electrică, inginerie mediului, inginerie transporturilor, mecatronică și robotică, matematică, informatică, ecologie și protecția mediului,
biologie, fizică, educație fizică și sport, medicină, medicină dentară, asistență medicală, tehnică dentară, asistență dentară, ingineria produselor alimentare, biotehnologie, inginerie și management, agricultură, horticultură, ingineria mediului, finanțe bănci, management, contabilitate și informatică de gestiune, economia comerțului, turismului și serviciilor, învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă. După ce o să iau bacul, m-am gândit ca să dau la facultatea de inginerie. Cred că este o facultate de viitor și mi oferă multe oportunități în viață. După ce o să-mi iau bacul, m-am gândit de mult să merg la facultatea de inginerie electromecanică, pentru că Sibiu este foarte puternic industrializat și cred că este o facultate de viitor, care o să-mi asigură un loc de muncă bine plătit. M-am gândit inițial să merg la facultatea de medicină, dar încă nu sunt foarte decis. Vreau încă să mai mă uit la ce alte posibilități pot să am în cadrul facultății Lucian Blaga. Vrem să-i facem să înțeleagă că este o ofertă educațională foarte vastă și diversă. Ăsta e avantajul. Sunt atâtea specializări și ei pot alege. Și am mai încercat ceva să-i facem să rămână în Sibiu, în ideea în care este un oraș în care merită să-ți petrezi studenția. Ați revenit la Student Focus. Vă aduc aminte, astăzi vorbim despre școala de vară 2014 din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Acum, în a doua parte, doamna prorector Livia Ilie este alături de noi în continuare, dar o am alături de mine și pe doamna lector universitar dr. Minoldora Sălcudean, cadru didactic, desigur, în cadrul școlii de vară de anul trecut, a susținut un workshop de public speaking. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Și cadru didactic în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, să precizăm. Desigur, despre Universitatea din Sibiu vorbim. Aș vrea să vă întreb despre elevii care au participat anul trecut la workshop-uri pe care le-ați susținut. Cum i-ați văzut? Cum s-au comportat și mai ales ce le-a plăcut cel mai mult? Vreau să vă spun că eu fac training-uri de public speaking, de comunicare, în general, cu adulți. Și a fost a doua experiență în a lucra cu elevi de liceu. Și prima a fost fabuloasă. Am lucrat cu o grupă de elevi din cele mai bune licee din area de sud și cred că a fost experiența cea mai bună și cea mai fertilă pentru mine. Iar acum, la școala de vară de anul trecut, din 2013, am avut o experiență similară și m-am gândit de ce. De ce e atât de diferit în a lucra cu adulți și a lucra cu elevi, adolescenți, oameni foarte tineri. Pentru că sunt, înainte de toate, un aluat foarte modelabil, pentru că au entuziasm, și așa s-a întâmplat și anul trecut, pentru că vor să învețe, vor să-și depășească limitele și au sclipirea aia de nebunie, au jovialitatea aia de care avem nevoie în training-uri de comunicare și de public speaking în general. Nu au fost crispați deloc? Sigur că au fost. Știți, timpul a fost foarte scurt, au fost aproximativ 3 ore și n-am mai avut timp să facem exercițiile cu camera video. Dacă aveam timp să facem și aceste tipuri de exerciții, ar fi fost și mai crispați. Ceea ce a fost cel mai interesant și important este că au simțit adrenalina, au simțit emoțiile și au încercat să le gestioneze, să treacă peste ele. Și înțeleg că și anul acesta, în 2014, veți face același lucru. Le-ați pregătit ceva nou liceelilor care urmează să pășească pragul Universității din Sibiu? Făcând lucrul ăsta de mai mult timp, exercițiile evident că sunt deja pregătite. Sunt foarte multe tipuri de exerciții atractive pentru ei. Și pe mine m-a uimit numărul mare de cereri pentru workshop-ul de public speaking. Și cred că și anul acesta vom avea, sper, să avem la fel un număr mare de doritori. Vreau să-mi spuneți dacă este important pentru un licean deja sau pentru un student să știe să vorbească în public. Eu cred că e o abilitate sau un set de abilități, ca să fiu mai precisă, pe care ar trebui să le aibă toți elevii, toți studenții. Constatăm nu de puține ori că în școala românească discursul public, situațiile de discurs public sunt de foarte multe ori ignorate. N-aș vrea să generalizez. Știm cu toții că există școli foarte bune în România unde
elevii de liceu câștigă concursuri de dezbateri, de debates. Însă, în marea majoritate a cazurilor, profesorul de la clasă nu încurajează și nu motivează discursul și chiar ascultarea elevului este o situație în care el trebuie să vorbească în fața unui auditoriu. Un alt tip de discurs. Sigur că da. Ori, în momentele acestea, dacă nu este suficient de motivat, nu primește un feedback spontan și stimulativ, e posibil ca această experiență de la clasă să se repercuteze în activitățile lui ulterioare. Și sigur că e nevoie de aceste abilități peste tot, și funcționarii publici, și vânzătoarele de la magazin, și elevii de liceu, și studenții ar trebui să aibă aceste de abilități. Comunicarea este o dimensiune infrastructurantă, să știți. Dacă ești bun comunicator, chiar și pe palier interpersonal și plecând de acolo, de fapt, poți avea performanță bună și în discursul public. Sigur, nu toți trebuie să fim buni speakeri, dar de ce să nu scoatem la iveală speakerul din noi dacă ni se oferă ocazia? Și mai ales dacă avem această variantă, iată. Spuneți-mi, vi se pare că generația aceasta nouă, sau cu cât sunt mai tineri, sunt mai dezinvolți sau mai inhibați, poate? Față de generațiile trecute, exact. Ar trebui să avem un termen de comparație. Cred că au un spirit ludic mai accentuat și cred că sunt mai dezinvolți, da. Asta cred este... că au crescut diferit, adică se vede asta, se simte asta. Însă aș vrea să înțeleagă și profit de momentul ăsta și profesorii din gimnaziu și din liceu, și profesorul de liceu, că aceste abilități se educă încă din fragedă copilărie și se pot educa, iar nivelul, și avem nevoie de asta în România, pentru că nivelul dezbaterii publice este foarte jos. Ori educând tineri în spiritul acesta al vorbitului în public, al discursului, a spus Patapievici foarte frumos, permeabil la argument, adică nu cu atac la persoană, cu argumente, cu un conținut, ci și într-o formă adecvată, vom crește calitatea dezbaterii și a discursului public în România. Poate că le lipsesc exemplele. Poate că acesta este motivul pentru care nu știu exact cum să facă să discute în public și să nu aibă emoții, nu? Cred că ar trebui să profite de orice experiență de genul acesta. Mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ați povestit. Rămâneți cu noi și acum trebuie să mă mut la unul dintre liceenii care au participat activ anul trecut. Mihai, bună, bine ai venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Spune-mi, te rog, la ce workshop ai participat și ți-a plăcut cel mai mult? Sau să spunem, care are legătură cu cariera pe care vrei să o urmezi, ca să nu facem totuși diferență? Eu mai departe vreau să urmez dreptul. Nu sunt hotărât încă dacă în țară sau să plec, însă pentru mine, când am venit aici, cel mai frumos a fost la public speaking și la workshopul unde a fost procesul simulat la drept. Până acum, până să vii la școala de vară, ți-ai dorit lucrul acesta sau în cadrul școlii de vară te-ai orientat? Îmi doream să merg la drept la facultate, însă știți cum este, viața bate filmul, adică în filme vezi cum îi e într-un proces și e frumos așa, dar când vii aici și faci acel lucru e total diferit, e altă viață, nu știu. Este mai greu sau mai plăcut? Te supui unor reguli și da, e mai dificil decât pare, adică, da. Nu ți-e teamă dacă este atât de dificil? Dacă faci ce-ți place, faci, cum să zic, cu bucurie și cu entuziasm, adică bănuiesc că dacă faci ceva plăcut, îl faci bine. Spune-mă, cum ți s-au părut momentele în care voi v-ați destins, așa, v-ați relaxat, momentele mai puțin serioase din cadrul școlii de vară? Foarte frumoase, da, adică a fost, cum să spun, toată lumea s-a ocupat de noi și s-a observat că am fost în centrul atenției, adică eu zic că este foarte important să vezi viața de student, pentru că liceul este o etapă inferioară studenției și când pleci de acasă, cum să spun, e altcumva, vezi, îți faci prieteni noi, da, și văzând acea viață nouă pe care mănesc o să o ai, ceva frumos și diferit. Ce clasă ești, Mihai? Sunt clasa 10-a.
Mulțumesc, îți urez mult succes pe viitor și multă baftă pentru cariera care urmează. Mulțumesc. Trebuie să vorbesc acum din nou cu doamna Ioana Bărbulescu pentru a-mi spune mai multe detalii despre workshopul de advertising pe care l-a susținut liceenilor. Ce s-a întâmplat mai exact acolo, ce au putut să afle și presupun că și cei de anul viitor vor afla. Alături de workshop-ul Jurnaliștii Școlii de Vară, m-am ocupat și de celălalt workshop, Let's Go Advertising, unde elevii au, pot să spun că am învățat împreună cu elevii, în sensul că a fost o comunicare din ambele direcții, în sensul că noi am învățat câteva reguli despre cum se face publicitatea, despre cum se poate promova un produs, iar apoi a venit rândul lor să ne învețe ceva. Ei ne-au învățat și ne-au arătat ce anume le-a plăcut cel mai mult la școala de vară, cum ar promova ei o ediție viitoare a unei școli de vară și au făcut niște afișe promoționale prin care au promovat școala de vară. Am văzut în felul acesta ce le place, ce le-a plăcut cel mai mult în școala de vară și mai mult decât atât, cum le-ar place să fie promovată pe viitor școala de vară. Mai ales că mai devreme Florin spunea că nu știa detaliile pe care le-a aflat în cadrul școlii de vară. Deci înțeleg că practic învățați împreună cu ei, împreună cu aceste workshop-uri pe care le susțineți. Vreau să vorbesc și cu un student voluntar care s-a ocupat de liceeni și am aici în față deja pe Sergiu și pe Dana. Bună, bine ați venit! Înțeleg că sunteți deja studenți sau chiar masteranți. Bună, Sergiu, bine ai venit! Bine v-am găsit! Spune mai multe detalii despre liceenii de care te-ai ocupat. Cum ți s-au părut față de, să spunem, cum erai tu la vârsta lor? Față de cum am fost eu în liceu, mi s-au părut mai dedicați. Ei au fost mult mai implicați în a vedea ce vor să urmeze pe viitor. Nu știu, ți-a fost dificil să lucrezi cu ei? Sau au fost momente în care au avut niște nevoi pe care ți-a fost mai dificil să le oferi? În mare parte nu. Asta înseamnă că au fost o echipă destul de serioasă. Echipa s-a ocupat, da. Și cu Ana aș vrea să vorbesc. Bună, bine ai venit! Bine v-am găsit! Pune-mi, te rog, ce ți-a plăcut cel mai mult la echipa aceasta de liceeni care au pășit pragul Universității Lucian Blaga din Sibiu pentru școala de vară? În primul rând mi-au plăcut ei, cum erau ca grup unitar. Erau entuziaști, doreau să învețe cât mai multe. S-au adaptat condițiilor, pentru că noi le-am pregătit o speță pe drept penal, ei deja dându-le ce aveau de făcut. I-am îmbrăcat în robe și astfel ei deja s-au implicat, neștiind ce trebuie să facă, cum ar fi trebuit să facă, cum vedeau la televizor, ce au mai auzit prin cărți de la alte persoane sau ce au citit prin cărți. Sau astfel, ce știau de la cunoștință, poate, exact. Nu? Și astfel mi-a plăcut modul în care imediat s-au implicat, au vrut să se implice și s-au descurcat, chiar dacă au mai greșit, au mai făcut anumite chestii care nu le știau, dar s-au descurcat foarte bine și asta mi-a plăcut. Înțeleg că voi doi v-ați ocupat de workshop-ul de la Facultatea de Drept, da? Și ați simulat un proces. Da, așa este. Un proces pentru anul l-ați pregătit ceva nou? Ne gândim încă, dar posibil tot pe drept penal, pentru că aici putem să facem și filmulețe, cum la ediția trecută am avut un filmuleț cu o reconstituire a unui omor și astfel am putut să le dăm un exemplu practic și chiar le-a plăcut foarte mult filmulețul și au putut să vadă exact ce înseamnă această speță și cred că pe viitor la fel o să facem, doar că o să alegem un alt caz. Mulțumesc foarte mult, vă urez mult succes, mai ales că acum înțeleg că o să aveți din ce în ce mai multă treabă. Doamna prorector, înțeleg că organizarea aceasta deja a început și durează foarte mult, e o grămadă de energie adunată care lucrează pentru școala de vară 2014. Aș vrea să-mi dați mai multe detalii despre proiectele care mai au legătură cu școala de vară și nu numai din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Până să ajungă și la celelalte proiecte pe care le dezvoltăm cu colegii noștri din zona preuniversitară, aș vrea să mai completez, pentru că și elevii și studenții mi-au mai reamintit unele lucruri, și să spun că aceste ateliere, practic, i-au ajutat să-și dezvolte competențe.
n-au participat la niște cursuri în care să stea în bancă să le povestească cineva ceva, ci făcând și-au dezvoltat competențe. Competențe care în lumea de astăzi sunt esențiale. Cum spunea și colega mea, doamna Sălcudean, comunicarea este practic pentru aproape orice meserie deja o necesitate, lucru în echipă, atitudinea corectă. Și atunci aceste ateliere, dincolo de faptul că le arată contextul diverselor profesii, i-au ajutat să-și dezvolte anumite competențe. Foarte important a fost relația lor cu voluntarii. Deci am avut, dincolo de faptul că am avut un grup de elevi inimoși, am avut noroc cu unor elevi excepționali, am avut și studenții noștri voluntari care s-au implicat și pentru care le mulțumesc și contez pe ei pentru ediția a doua a școlii de vară. Și vreau să vă spun, pentru că ei n-au apucat să vă spună, este o uniune între ei, au pagină de grup Facebook. De Facebook, comunică, se întâlnesc, deci de un an de zile este o efervescență în relația lor, elevii și cu studenții împreună. Și am avut semnale imediat după școala de vară, inclusiv de la elevi, că doresc să revină și la ediția a doua, chiar în calitate de voluntar și să-și aducă colegii. Asta este extraordinar. Deci cred că echipa va fi mai mare. Cred că experiența a fost foarte bună. Conceptul acesta al școlii de vară, pentru că sunt și alte universități în țară care au început să organizeze școli de vară pentru elevii din preuniversitar. Eu aș spune că universitatea noastră are un concept unic față de celelalte universități, pentru că dacă celelalte universități aduc elevul care și-a ales deja ce vrea să facă, vrea să facă, de exemplu, medicină și l-aduce o săptămână sau două săptămâni în universitate să participe la cursuri, deci să vadă ce înseamnă cursurile la medicină și examenele, școala noastră de vară, practic, nu-i aduce acolo unde își doresc ei, ci le arată toată paleta de posibilități, punându-i în contextul profesiei, desfășurând activități concrete care înseamnă distracție până la urmă, că una e să stai în bancă să auzi, să audiezi un curs și alta este să fii implicat, de exemplu, cum vă povestea și Mihai, într-un proces penal simulat. El a fost chiar judecător și a dat verdictul corect, așa mi-aduc aminte că a fost foarte riguros în analiza lui. Și alta este să vezi, deci, efectiv ce se întâmplă în contextul unei profesii. Pentru că ați adus aminte, mă scuzați că vă întrerup, vorbim imediat și despre celelalte proiecte, ați adus aminte de medicină și știu că s-au desfășurat și niște cursuri de prim ajutor. Trebuie să vorbesc și cu doamna Gabriela Boța. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mă bucur că m-ați invitat! Cu mare drag, dumneavoastră știu că v-ați ocupat de acest curs de prim ajutor. Ce au putut să învețe liceenii în cadrul cursului dumneavoastră? Vă spun sincer că și pentru mine a fost o situație inedită. Și am fost un observator pasiv la tot ceea ce s-a întâmplat datorită faptului că doar am organizat. Deci rolul principal în acest atelier l-au avut voluntarii SMURT. Deci voluntarii SMURT sunt studenții noștri, care sunt apropiați ca vârstă de elevi. S-a putut prezenta tot ceea ce înseamnă prim ajutor, de la un vocabular foarte adecvat, de la a mima anumite situații care necesită prim ajutor, s-a creat de fapt o interrelație între student și viitorul nostru student până la urmă. A fost dificil să lucrați cu tineri? Nu. Să știți că nu. Și în general nu este dificil, fiindcă ce am observat în decursul anilor ca cadru didactic din acest punct de vedere, elevii sunt din ce în ce mai deschiși, sunt din ce în ce mai creativi. Avem generații de copii, chiar putem spune inteligenți și deschiși la nou. Deci chiar dacă majoritatea a elevilor pe care aveți aici în sală aleg, eu știu, o carieră din punct de vedere ingineresc, alții vor drept, științe economice, nici unul de aici deocamdată nu dorește medicină, au fost foarte deschiși. Deci au interacționat cu voluntarii SMURT, au pus întrebări și întrebări care eu ca observator pasiv le-am admirat. Deci acolo, acea mică scânteie și acea posibilitate, oare totuși nu mi-ar place să devin medic? Sămânța a fost sădită. A fost important. Înseamnă că totuși informația a fost perfect creată pentru ei. Exact. Deci o experiență inedită, din nou.
Înseamnă că anul acesta, în 2014, o să le oferiți și mai multe informații și mai multă bună dispoziție. Aș vrea să vorbesc cu încă o elevă care a participat anul trecut la facultate, la școala de vară din cadrul universității. Bună, Petronela, bine ai venit! Bună, bine v-am găsit! Spune-mi, te rog, pentru că am vorbit despre cursul de medicină, ce ți s-a părut cel mai interesant la cursul acesta de prim ajutor? Păi în cadrul workshop-ului de la medicină totul a fost fascinant, deoarece te pune în situația de a da în primul rând primul ajutor unei persoane poate pe care o întâlnești pe stradă și... Acum știi exact ce să faci? Da, cum să reacționezi și să nu fii indiferent de lângă cei din jurul tău în primul rând, fiindcă ești om și la rândul tău trebuie să acorzi ajutor. Ți-era teamă până să... În prima fază, da, ai o temere oarecare, nu știi cum să reacționezi, nu ești medic, dar toate acestea te fac să depășești această limită și să nu ai nicio problemă. Înseamnă că acum, dacă s-ar întâmpla în orice moment ceva cu cineva din apropierea ta, știi exact ce să faci și fără emoții, nu? Da, fără emoții, bineînțeles. Spune-mi, în ce clasă ești? A 11-a. Și trebuie să știu și de la tine ce cursuri urmează să faci în facultate, către ce te-ai orientat. După cum a spus și colegul meu, Mihai, tot facultatea de drept o să aleg. Mă fascinează și de mult am avut această inițiativă și am avut în plan și o să am, bineînțeles. Pentru că vrei să ai o carieră, dar vreau să știu în ce domeniu. Vrei să fii avocat sau? Da, acum, în momentul de față, îmi doresc foarte mult să fiu avocat. Dar orice plan se poate schimba, pot să aleg poate procuratura sau judecător, nu se știe, dar în cadrul facultății de drept, bineînțeles. Îți urez mult succes și mulțumesc pentru toate detaliile pe care mi le-ai oferit. Mă întorc la discuția cu doamna prorector pentru că vreau să știu acum despre proiectele pe care le mai pregătiți, special create pentru studenți, pentru liceeni, de ce nu pentru noi toți până la urmă, pentru că universitatea, cum a spus și dumneavoastră, colaborează și cu cei din Aval și cu cei din Amonte, nu? Foarte tehnic spus, da. Parteneriatul nostru strategic cu preuniversitarul se concretizează în destul de multe proiecte. După cum știți, în ultimii ani colegii noștri din preuniversitar au în luna aprilie o săptămână de așa numită școală altfel, în care elevii fac alte tipuri de activități și este un moment prielnic în care să desfășurăm activități în comun. De aceea, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu oferă de 2 ani de zile pentru această săptămână de școală altfel foarte multe alternative de a desfășura ore plăcute în cadrul universității. Din nou am ales acest model al unor activități concrete și nu vizite simple de spații sau de săli de curs, ci întâlniri cu elevi, cu studenții, întâlniri cu cadrele didactice și desfășurarea unor activități concrete. Workshop-urile pe care le avem propuse pentru școala de vară sunt workshop-uri pe care le oferim individual, practic, și în cadrul acestei săptămâni altfel. Avem foarte multe workshop-uri propuse. Anul trecut în școala de vară am derulat aproximativ 10 ateliere, 10 workshop-uri. Avem mult mai multe propuneri din partea colegilor. Am avut plăcuta surpriză ca la inițiativa acestui proiect colegii mei din universitate să fie dornici să se implice și să gândească aceste ateliere pentru elevi care sunt ceva diferit față de ce facem în mod obișnuit cu studenții noștri, de cursurile noastre obișnuite și înseamnă timp suplimentar alocat a face altfel, într-un alt mod. Și am avut zeci de colegi care s-au implicat, pentru care țin să le mulțumesc pentru toată dedicarea lor și de asemenea a fost o disponibilitate a studenților noștri de a se implica fantastică și de asemenea le mulțumesc și cred că dacă avem oameni atât de minunați vom reuși să facem din această școală de vară Alegeți Cariera Smart efectiv un brand pentru Sibiu și pentru universitatea noastră. Aș vrea să-i invitați pe cei de acasă să vină la școala de vară și mai ales să le dați detalii despre unde se pot înscrie. Dragi elevi, dragi părinți, pentru că de multe ori părinții se uită la televizor și au informații pentru a-i orienta pe copiii și pe nepoții lor, vă așteptăm în această vară, în perioada 14-20 iulie, la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.
pentru a participa, pentru a petrece o săptămână frumoasă în cadrul școlii de vară Alegeți Cariera Smart. Este un moment în care vă puteți alege cariera potrivită pentru a putea performa în viitor. Este o șansă de a vă dezvolta anumite abilități, lucru în echipă, comunicare, abilități care vă sunt necesare pentru orice profesie pe care o veți alege în viață. Veți avea șansa să cunoașteți Sibiu Universitar, să vedeți ce înseamnă viața de student la Sibiu. Veți avea șansa să vă întâlniți cu studenții noștri, cu studenții Universității Lucian Blaga din Sibiu, să vă împrieteniți și să aveți prietenii de lungă durată. Pentru a vă înscrie, cel mai simplu este să consultați pagina de internet a Universității Lucian Blaga din Sibiu, școala-de-vară/ulb-sibiu.ro. Acolo veți găsi toate informațiile necesare. Este necesar să aveți o recomandare de la dirigintele dumneavoastră, este necesar să scrieți un mic eseu prin care să ne spuneți de ce ați participat într-o astfel de școală de vară și vă așteptăm cu tot dragul pe 14 iulie. Mulțumesc foarte mult, sper ca ei să fie foarte interesați și să vadă toate informațiile pe internet. Trebuie să vă spun tuturor că elevii, după ce participă la școala de vară, își lasă părerea scrisă și, desigur, majoritatea au spus, de fapt toți, au spus lucruri foarte frumoase anul trecut, dar pe lângă asta au considerat programul școlii de vară, iată, 96% dintre ei interesant, 80% au spus că este informativ, 84% ca fiind educativ sau util, 76%. Asta înseamnă că este o variantă foarte plăcută de a petrece o parte din vacanța de vară, nu? Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi, dumneavoastră, telespectatorilor, dar în mod special dumneavoastră, invitaților mei și mai ales liceenilor care, iată, unii dintre ei s-au deplasat de departe ca să ajungă la noi și care să ne ofere detalii despre experiența pe care au avut-o astă vară. Vă mulțumesc încă o dată, trebuie să vă mulțumesc și să vă invit să rămâneți cu Antena 1 Sibiu și vinerea viitoare de la ora 16, când urmează o nouă ediție a emisiunii Student Focus.